Prima misiune a fost îndeplinită cu succes. Prima fabrică de oxigen din Făgăraș a fost construită. În primăvară, 10 de oameni, de la cel mai mic până la cel mai mare, de la cel cu funcții până la cetățeanul de rând, au dat o mână de ajutor la construirea acesteia. Cu toții își doresc o viață mai sănătoasă, atât pentru ei, cât și pentru urmașii lor, așa că au plantat câte un copac. Peste 350 din pomii plantați în primăvară au prins rădăcini, iar curtea spitalului din Făgăraș a devenit mai verde. Am venit ca să vedem dacă fabrica de oxigen funcționează. Am văzut și sunt foarte mulțumit și fericit că s-au prins pomii pe care am plantat în primăvară în acțiunea pe care televiziunea Făgăraș a demarat-o, cred eu, în proporție de 90%. Într-adevăr, fabrica de oxigen funcționează și cred că în 5 ani de zile va fi o pădure frumoasă aici în curtea spitalului. Și asta nu e tot. În toamnă, echipa televiziunii Făgăraș și a ziarului Bună Ziua Făgăraș pregătește o nouă acțiune ecologică.